Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a activat odată cu înrăutățirea vremii planurile locale operative de protecție a persoanelor vulnerabile din cauza frigului, copiii, gravidele, dializații, bolnavii cu afecțiuni cronice grave pentru care medicii de familie, spitalele, autoritățile locale sunt chemate să ia măsuri speciale de protecție. Această situație determină afectarea stării sănătății tuturor celor ce nu se protejează corespunzător. Există, bineînțeles, categorii mai afectate de ger și de viscol, în cazul acesta, dacă va fi și viscol. Și anume, ne gândim în primul rând la gravide, dializați, vârste extreme, copii și vârstnici, persoane cu afecțiuni cardiace, hipertensiune, cardiopatie ischemică, precum și persoanele cu afecțiuni neurologice sau cu diabet zaharat, malnutriție sau fără adăpost. În vederea prevenirii apariției situațiilor neplăcute de complicare a stării de sănătate și a eventuala deceselor, noi am activat planurile care se fac acum în această perioadă. Sunt planuri operative proprii și s-a făcut o adresă de către medicii de familie prin care le-am precizat să-și urmărească cu atenție gravedele înscrise pe lista lor și mai, cu atenție mai mare asupra celora care se apropie de perioada de naștere. De asemenea, am luat legătura cu centrele de dializă, cu Salvarea, bineînțeles. Acest plan include colaborarea noastră cu Salvarea, cu CPU, cu centrele de primire urgență. Și bineînțeles că medicii practic sunt și ei la cabinetele medicale, iar gravidele cu risc, acestora le s-a făcut recomandarea a fi internate chiar dacă se impune la spital în timp optim. Da, mai trebuie mai devreme de gravide, da. Da, spitalele sunt anunțate, de exemplu, la spitalele Roma? Spitalele sunt anunțate, da. Așa, este un cod și este un plan care intră în acțiune imediat în momentul în care apar aceste atențiilor neurologice. Toate aceste categorii speciale de pacienți trebuie atent monitorizate de medicii de familie și de medicii specialiști pentru a nu fi afectate de ger și pentru prevenirea agravării bolii. E adevărat că aceste hârtii către spitale vin de obicei și prin intermediul COSU, se anunță COSU, da? Și prefectura. Ce e aia COSU? Și tot. Da, este un COSU, este un comitet situații de situații operativ de situații de urgență, așa, de scurtare vine. Da. Deci toate măsurile acestea intră prin COSU, da? Spuneți, câți dializați avem noi în județul Neamț? În județul Neamț câți dializați avem? Să încerc să deschid eu aici. Aveam notat undeva, că nu le cunosc. Așa. La dializați. Nu mai clipa. Am deschis întâi la gravide. La gravide există... Asta o clipă să mă uit, că în mintea mea nu le-am pe toate, știți? Gravide în evidență, dializații, numărul de dializați sunt în internă. Deci, în evidență, în total județ avem 1238 gravide, iar pe urban sunt 536, rural 702. Deci, problema ar fi cu gravidele din rural și nu numai, nu din orice zonă din rural. Din zonele mai puțin accesibile în urma apariției situațiilor de înzăpezire. Eu am o evidență aici, în agenda mea, mi-am găsit-o, în care erau 238 de La nivelul județului Neamț, în evidenția Direcției de Sănătate Publică, există 1238 de gravide și 238 de dializați, care, în conformitate cu ordinul prefectului, sunt transportați la spitale pentru a fi atent supravegheați de medici și pentru a evita cazurile dramatice legate de înfundarea drumurilor cu zăpadă.